Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată pe scurt principalele titluri ale zilei. Giurgiu, un oraș mic și fără perspectivă. Acțiunea polițiștilor de la rutieră și transporturi. Vasile Mustățea, iubitor de cultură, dă 1 milion de euro la teatru. Cote excelente pe Dunăre după mai multe zile cu oscilații. Cine nu plătește, pierde. Un exemplu de la Astra Giurgiu. Polițiștii giurgiuveni au fost prezenți astăzi în preajma trecerilor la nivel de cale ferată din municipiu. Ajutați de colegii de la biroul transporturi, oamenii legii au verificat respectarea regulilor de traversare a căilor ferate. Scopul principal al acțiunii a fost acela de a preveni și a reduce numărul accidentelor rutiere în aceste zone. Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean Giurgiu, în colaborare cu cei de la biroul transporturi, au organizat o acțiune de sensibilizare a șoferilor cu privire la riscurile la care se expun atunci când nu respectă regulile de circulație la trecerea la nivel de cale ferată. Mai multe echipaje s-au deplasat la trecerile de pe raza municipiului pentru a verifica modul în care procedează conducătorii auto în aceste zone. Având în vedere că în luna ianuarie 2015 la nivel național au fost 12 accidente rutiere datorată nerespectării regulilor de circulație la trecerile de nivel cu cale ferată, conducerea Inspectoratului General al Poliției Române a dispus ca astăzi, la nivel național, să se desfășoare acțiuni în zona trecerilor la nivel cu cale ferată, acțiuni pentru prevenirea accidentelor de circulație. Semnalele acustice și luminoase, precum și barierele, au un rol foarte important în evitarea producerii unor accidente rutiere care pot avea urmări deosebit de grave. În zonele neprevăzute cu astfel de semnale, șoferii trebuie să se asigure temeinic înainte de a traversa o trecere la nivel de cale ferată. Amenda maximă prevăzută în noul cod rutier, 9600 de lei, se aplică șoferilor care nu opresc la trecere în momentul în care semnalele acustice și vizuale sunt în funcțiune. Giurgiu, un oraș mic și nu prea frumos în care nu se fac prea multe lucruri. Cam așa este catalogată urbea noastră cam de toți cei care trec pe aici. De turiști nici nu încape vorba, sunt scumpi la vedere și greu de convins să poposească la noi măcar câteva minute. Și dacă s-ar opri, ce ar putea vedea? Vă lăsăm pe dumneavoastră să decideți, noi ne-am convins. Ce oraș frumos! Ce oraș frumos, fabrici și uzine. La mine în cartier, la tine în cartier, la ea în cartier, la el în cartier, fabrici și uzine. Nu cu prea mult timp în urmă, Giurgiu era un oraș aerisit, nesufocat de trafic și cu oameni veseli, fără prea multe griji. Nici peisajul nu ne ajută prea mult. Suntem la circa 60 de kilometri de București, dar nu am învățat nimic din asta. Fără pretenții de capitală, însă autoritățile desplimbate prin orașe de 5 stele ar fi putut schimba ceva, să fie și Giurgiu un oraș frumos. Dacă nu știați, urbea noastră este înfrățită cu orașul Peristeri din Grecia, un fel de paradis pentru turiști, cu orașul Dunaujvaros din Ungaria, un orașel cochet și extrem de curat, și cu Ruse Bulgaria, care nu mai are nevoie de nicio descriere. Cum nimeni nu este perfect, nici Giurgiu nu este, dar pare că nici măcar nu vrea să tindă. Orașul se urâțește de la o zi la alta, fără ca cei care îl conduc să facă ce scrie în fișa postului, curățenie. Avem și exemple, deloc puține. O locație care nu face deloc cinste municipiului Giurgiu se află chiar pe Bulevardul Mihai Viteazu, aici lângă două supermarketuri. Vorbim de acest lac improvizat, am putea spune, din care și o bună parte din gard lipsește. Se vorbea la un moment dat de înființarea unui ștrand municipal, dar totul a rămas la stadiul de idee. Balta ce s-a format pe Bulevardul Mihai Viteazu nu numai că deranjează ochiul trecătorilor, dar reprezintă un real pericol pentru oricine se apropie. Aici nu există pază, nu există gard de protecție, iar vara șerpii și broaștele îmbogățesc fauna municipiului. Nu departe de acest peisaj dăm peste scheletul unei clădiri care a devenit un loc bun pentru cei care își pun capăt zilelor sau pentru cuporele circurilor ce poposesc la noi în oraș. Casa Tineretului, un proiect ambițios lansat în urmă cu câțiva ani cu surle și trâmbițe. Ceea ce se dorea a fi un loc pentru tineri și pentru ideile lor este acum o ruină. Deci trecem acest proiect la așa nu.
În plin centru, chiar sub ferestrele autorităților locale și județene, cine își ridică privirea caută rapid să o coboare spre ceva mai arătos. Asta dacă nu cumva este interesat să cumpere un apartament într-un bloc neterminat. Chiar aici, în centrul orașului, lângă instituții importante pentru municipiul și județul Giurgiu, sare în ochi acest bloc neterminat și cu un aspect dezolant. Locația este ideală pentru depozitarea gunoiului, dar și pentru simulările în caz de cutremur. Giurgiu a încercat să intre în rândul orașelor moderne cu străzi pietonale. A încercat doar, pentru că dacă pietonala Mircea cel Bătrân a fost redată traficului rutier, pietonala Gării este un eșec pentru oamenii de afaceri de aici. Nici măcar vara, când mai apar 2-3 terase, nu sunt clienți. Sunt tot mai multe spații comerciale goale. Arhitectura care a făcut celebră strada Gării a dispărut cu desăvârșire, iar giurgiuvenii care trec prin zonă o fac doar pentru că trebuie să ajungă în centru. Pietonala la strada Gării, o inițiativă care ar fi trebuit să ne înscrie în rândul orașelor cu pretenții. Din păcate, nu a fost să fie așa. Strada este mai mult o tranziție, de la periferie spre centrul orașului. În rest, magazine închise, iar cele care au mai rămas și așteaptă clienții. Bătrâna cetate Giurgiu, singurul loc care poate atrage turiști și care poate scoate Giurgiu din anonimat, rămâne încă departe de planurile autorităților locale. S-a scris mult pe acest subiect, dar parcă și mai mult s-a vorbit, fără vreo finalitate însă. Cetatea Giurgiu se află de ani de zile pe lista obiectivelor care ar merita finanțare, dar cum fondurile lipsesc cu desăvârșire și despre ruine se vorbește doar în campaniile electorale, este greu de crezut că dincolo de acest gard vom găsi turiști. Cetatea Giurgiu, un loc încărcat de istorie, dar care nu reprezintă nimic pentru turiștii care trec pe aici, nici măcar pentru o fotografie sau pentru un popas de câteva minute. Dar ce să vadă? Nu este nimic amenajat, doar o simplă pancartă care spune că aici a fost cândva o cetate. La urățenia orașului mai contribuie semnificativ și ghetourile de la Istru și zecile de străzi care așteaptă asfaltul ca pe o minune dumnezeiască și blocurile peticite după bunul plac al proprietarilor, dar și alte zone care îi fac pe mulți să spună Giurgiu, un oraș mic, nu prea frumos și în care nu prea se fac multe lucruri. Ce oraș frumos, ce oraș frumos, fabrici și uzine. La mine în cartier, la tine în cartier, la ea în cartier, la el în cartier, fabrici și uzine. Teatrul Tudor Vianu va corespunde în sfârșit standardelor europene, asta după ce consilierii județeni PSD au susținut alocarea de fonduri pentru reabilitarea instituției de cultură. Astfel, în urma presiunilor politice și a numeroaselor apeluri, Consiliul Județean urmează să aloce suma de 1 milion de euro pentru modernizarea teatrului. Scena, sistemul de cortină, instalații de aer condiționat, schimbarea scaunelor, a mochetei, înlocuirea întregii tâmplării metalice, schimbarea pardoselii din cafeneaua artiștilor, dar și refacerea terasei și a acoperișului. Acestea sunt principalele modernizări la care directorul teatrului Tudor Vianu visează cu ochii deschiși. Cel puțin așa i-a promis Vasile Mustăța, care vrea să investească în teatru 1 milion de euro. Pentru această reabilitare și modernizare, Consiliul Județean a alocat din bugetul său 1 milion de euro. Este o sumă record la care nu vine să cred, visez cu ochii deschiși. Această clădire din documentarea mea a apărut în 1966, deci face la anul jumătatea de veac. Nici o investiție la acest teatru având o asemenea altitudine financiară. Alocarea acestei sume nu a venit doar din pura inițiativa președintelui Consiliului Județean. Consilierii județeni ai Partidului Social Democrat au susținut alocarea unei sume cât mai mari destinată reabilitării teatrului Tudor Vianu. Apelurile socialdemocraților, dar și semnalările presei locale, se pare că l-au convins în sfârșit pe Mustățea să dea bani și la teatru. Solicit atât președintelui Consiliului Județean, Vasile Mustățea, să aibă în vedere la creionarea bugetului pentru anul 2015 a unor investiții ce sunt necesare acestui locaș de cultură. În 2015, bugetul Consiliului Județean Giurgiu este mai mare cu 400 de miliarde față de cel de anul trecut. Acum că există intenția ca 1 milion de euro să se ducă spre teatru, rămâne de văzut cât din cei 600 de miliarde vor ajunge la Spitalul Județean Giurgiu.
Nivelul Dunării s-a apropiat în ultimele zile de cota de atenție, apoi apele Dunării au început să scadă. Reprezentanții Căpitaniei Zonale spun că navigația pe fluviu se desfășoară normal, iar cotele actuale sunt excelente. Cotele Dunării au fost în creștere continuă de la începutul anului, după ce în luna decembrie au înregistrat scăderi simțitoare. În ultimele zile, cota Dunării la Giurgiu s-a apropiat de 500 de centimetri, apoi a început să scadă ușor, astfel că la începutul săptămânii panoul din portul Giurgiu arăta o cotă de 468 centimetri, în scădere cu 3 centimetri, iar astăzi cota ajunsese la 457 centimetri, în scădere cu 11 centimetri. Cei care au avut motive de îngrijorare cu privire la tendința de creștere a apei pot acum să stea liniștiți. Actualele cote sunt cote normale pentru perioada anului în care ne aflăm. De exemplu, pentru ziua de azi, cota este 442, scade 15 Giurgiu. O cotă normală, o cotă foarte bună pentru navigație, nu ridică probleme la pragurile de pe sectorul nostru. Am avut o creștere normală a cotelor în zilele care au trecut, dar creșterea asta a fost urmată de o tendință de descreștere și, încă o dată, repet, normală pentru sezonul. Nu sunt probleme nici cu gheața pe Dunăre sau cu zloiuri de gheață, iar navigația se desfășura astăzi în cele mai bune condiții. La Giurgiu, săptămâna trecută, în bazinul Veriga, se putea observa gheață, dar nu a fost nevoie de intervenția navelor speciale, gheața existentă fiind spartă de navele obișnuite care au intrat la operare. E bine să știți, cota de atenție pentru portul Giurgiu este undeva la 600 Giurgiu, iar cota de inundație este la 700 și peste 700, 700 în creștere portul Giurgiu. Deci la o cotă de 412 cât avem azi, e exact ce ne trebuie ca totul să fie în bună regulă. Pentru zilele următoare în zona portului Giurgiu, tendința apelor Dunării este în scădere. Este în serviciul cetățenilor de mai bine de 3 decenii și de la începutul lunii februarie ocupă a doua funcție ca importanță din cadrul Poliției Județene Giurgiu. Comisarul șef Vasile Moise a devenit adjunct al inspectorului IPJ prin dispoziția Inspectoratului General al Poliției Române. Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu are din prima zi a lunii februarie un nou șef adjunct. Este vorba despre comisarul șef Vasile Moise, care a fost împuternicit în această funcție prin dispoziția Inspectoratului General al Poliției Române. După absolvirea școlii de subofițeri Nicolae Golescu Slatina în anul 1982, comisarul șef Vasile Moise și-a început cariera de subofițer în cadrul structurilor de ordine publică din cadrul IPJ Giurgiu, iar din anul 1994 a trecut în corpul ofițerilor, desfășurându-și activitatea tot în cadrul aceleiași structuri. Ultima funcție deținută a fost cea de șef al Serviciului de Ordine Publică. În 2006 am susținut examenul pentru ocuparea funcției de șef serviciu, am promovat examenul, am fost numit șef de serviciu, iar la data de 1 septembrie 2014 am fost de acord să fiu împuternicit adjunct al șefului de inspectorat cu probleme de ordine publică. Ulterior, împuternicerii, pe data de 14 ianuarie, am susținut examenul pentru ocuparea funcției, l-am promovat și cu data de 1 februarie 2015 am fost numit adjunct al șefului de inspectorat cu probleme de ordine publică la nivel de inspectorat. Județul și implicit municipiul Giurgiu sunt destul de sigure din punct de vedere al infracționalității, consideră comisarul șef Vasile Moise. După mai bine de o săptămână de la preluarea funcției, noul adjunct al inspectorului șef al Poliției Județene a efectuat numeroase modificări organizatorice la nivelul secțiilor de poliție din județ și în noua postură obiectivul rămâne același, reducerea criminalității. Sunt interesat de menținerea ordinii și liniștii publice, de reducerea riscului victimal în accidente rutiere, motiv pentru care efectivele pe care le am în subordine și la nivel de inspectorat sunt cele mai mari efective, cel mai mare număr de polițiști care acționează în stradă. Trebuie să facem tot ce depinde de noi pentru a ne atinge obiectivul vizând reducerea criminalității, pentru că până la urmă cu asta ne ocupăm. Comisarul șef Vasile Moise este născut la 5 februarie 1962 în comuna Potlogi, județul Dâmbovița, dar a locuit în județul Ilfov. Este unul dintre polițiștii din Giurgiu cu cea mai mare vechime în domeniu și se consideră mai puțin giurgiuvean cu un an față de giurgiuvenii jet-beget. Asta pentru că s-a stabilit în Giurgiu în anul 1982, la un an după înființarea județului.
Funcționarea în România a Sistemului Național Unic de Apeluri de Urgență 112 s-a dovedit a fi o necesitate firească pentru o țară civilizată care înțelege să-și protejeze cetățenii. Acesta este considerentul care a stat la baza implementării unor măsuri pe această direcție similare cu cele din Europa. În țara noastră, punerea în funcțiune a sistemului s-a făcut în 2005. 11 februarie reprezintă Ziua Europeană a Apelului Unic de Urgență 112. Punerea în funcțiune a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență s-a făcut în 2005, iar măsura s-a dovedit o necesitate firească pentru o țară care își protejează cetățenii. Prin intermediul numărului unic de urgență 112 se asigură asistență imediată în situații în care viața, integritatea, sănătatea cetățeanului, ordinea publică, proprietatea sau mediul sunt puse în pericol. În țara noastră, Serviciul de Telecomunicații Speciale este autoritatea competentă să instaleze, să opereze, să întrețină și să mențină la nivelul cerințelor sistemul 112. Apelarea numărului unic european de urgență este gratuită și reprezintă o cale rapidă de a comunica cu dispeceratele ambulanței, poliției, pompierilor, SMUR și jandarmeriei în timpul unei situații de urgență. Utilizarea resurselor materiale și umane este mult mai eficientă în acest fel. Cele mai apropiate echipe de intervenție vor sosi astfel la fața locului, economisind minute importante în salvarea de vieți omenești. Ca o noutate, sistemul este pregătit să preia date furnizate automat din autovehicule implicate în accidente, dacă sunt dotate corespunzător. Sistemul este pregătit pentru recepția automată a mesajelor, date și voce transmise din autovehiculele avariate în accidente și care sunt dotate cu dispozitive de tip e-call. Operatorul 112 și dispecerii serviciilor de urgență pot organiza intervenția la evenimentul rutier doar pe baza datelor transmise automat din autovehicul către dispeceratul centrului 112, date despre accident, coordonatele de localizare, sensul de deplasare și datele tehnice ale mașinii. În luna ianuarie a acestui an, la nivelul județului Giurgiu, s-au înregistrat mai mult de 22.500 de apeluri către 112, dar aproape 72% dintre acestea s-au dovedit false. Pentru județul Giurgiu vorbim de un total de apeluri intrate în sistemul 112 de 22.535 de apelanți. Procent îngrijorător de apeluri false, 71,48%, doar 28% dintre apeluri au fost reale. Cele mai multe apeluri din cele reale au fost direcționate către ambulanță pentru cazuri medicale, după aceea către poliție, mai apoi către Inspectoratul pentru Situații de Urgență SMUR și către jandarmi. Și la nivel național s-au consemnat apeluri foarte multe către 112, 65% dintre ele fiind și ele false. Dacă vorbim la nivel național, atunci putem spune că în anul 2014, la numărul unic de urgență 112, au fost peste 16 milioane de apeluri. Dintre acestea, 65% au fost false, iar 34% au fost reale. Aproape 13.000 de cetățeni au primit sancțiuni în 2014, conform legii, pentru apelurile false la numărul unic. Acest lucru dovedește că o problemă importantă încă de rezolvat este cea a conștientizării utilității și importanței utilizării serviciului unic pentru apeluri de urgență. Aproape 7.000 de giurgiuveni aveau la început de an cărțile de identitate expirate. Prin intermediul televiziunii noastre, Direcția Județeană pentru Evidența Populației îi somează pe cei în cauză să intre în legalitate. Direcția Județeană pentru Evidența Persoanelor face un apel către giurgiuvenii care au cărți de identitate expirate sau nepuse în legalitate să ia măsuri de cuvință pentru a respecta legea. Deși anul trecut a fost unul electoral și mulți cetățeni și-au actualizat cărțile de identitate pentru a putea merge la urne, totuși mai sunt mulți care trebuie să schimbe cartea de identitate. Astfel, din cifrele oficiale obținute de la Direcția Județeană pentru Evidența Populației, la începutul anului în județ existau 6.841 de persoane cu actul de identitate expirat, la care se adăugau 1.999 de copii ce împliniseră 14 ani, dar nu își făcuseră carte de identitate. În total, per județ existau 1.840 de cărți de identitate nepuse în legalitate, dintre care aproape 3.000 din anii anteriori. Dintre cei cu cărți de identitate cu probleme din anii anteriori, peste 1.100 proveneau din rândul celor care împliniseră 14 ani fără să-și facă carte de identitate. Prin intermediul televiziunii dumneavoastră, fac un apel către toți cetățenii din județul Giurgiu să-și verifice actele de identitate și, în cazul în care au actele de identitate expirate, să se prezinte la serviciile publice comunitare locale de evidență
prezența persoanelor în vederea punerii în legalitate. Cele mai multe persoane cu cartea de identitate expirată din anii anteriori provin din mediul rural sau din rândul celor plecați de mai mulți ani în străinătate. La nivelul serviciului municipal cu comunele arondate, existau 3330 de cărți de identitate nepuse în legalitate, dintre care peste 2600 erau expirate și aproape 800 sunt cazuri de tineri care au împlinit 14 ani, dar nu și-au făcut carte de identitate. Din anii anteriori provin aproape 1900 de cazuri, 400 fiind copii care au împlinit 14 ani fără să treacă pe la Serviciul Municipal de Evidență a Persoanelor pentru a-și face prima carte de identitate. În cazul în care aceste persoane care au acte de identitate expirate nu vin la aceste servicii publice comunitare locale evidența persoanelor în vederea punerii în legalitate, vor fi sancționate cu amendă contravențională. Conform legii, persoanele care au cartea de identitate expirată sau neconformă cu prevederile legale dintr-un motiv sau altul, riscă să fie sancționate cu amenzi între 40 și 80 de lei. Peste 130 de permise de portarmă au fost anulate în 2014 de către polițiștii Serviciului de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. De la începutul anului au fost depistați deja 3 giurgiuveni care aveau permisul de portarmă expirat. Cei care dețin permis și este expirat și nu au predat arma în cel mult 10 zile la un armurier autorizat riscă închisoare de până la 3 luni. În județul Giurgiu, peste 2700 de persoane sunt înregistrate în evidențele Serviciului de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Giurgiu ca deținătoare de arme. Potrivit legii, deținătorii de arme sunt obligați să se prezinte la organele de poliție pentru prelungirea valabilității permisului de armă până la împlinirea a 5 ani de la data aplicării ultimei vize sau de la data eliberării permisului. Deși legea trebuie respectată în totalitate de această categorie de persoane, în 2014 s-a dovedit că nu este așa. Anul trecut, polițiștii au aplicat un număr de 50 de sancțiuni contravenționale, au anulat 132 de permise de port armă și au suspendat alte 21 de astfel de documente. De la începutul acestui an, mai multe persoane au fost depistate cu permis de port armă expirat. Pentru a intra în legalitate, deținătorii de arme trebuie să se prezinte de urgență la Serviciul Arme și Muniții. Nedepunerea armei și muniției la un armurier autorizat în termenul de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, conform articolului 342 aliniatul 6 din noul cod penal. Faptul că posesorii de arme nu își cunosc obligațiile pe care le au este confirmat încă o dată. Un bărbat de 45 de ani din municipiu s-a ales recent cu dosar penal pentru că avea permisul de armă expirat. Pe fondul necunoașterii obligațiilor ce îi revin conform prevederilor legii 295 din 2004, privind regimul armelor și munițiilor, ca urmare a celor constatate, deținătorului a fost ridicată arma de către polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase în vederea continuării cercetărilor. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, urmând ca persoanei să-i să emită o dispoziție de anulare a dreptului de deținere, port și folosirea armelor și munițiilor. Polițiștii Serviciului de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase recomandă deținătorilor de arme să acorde o atenție deosebită în ceea ce privește păstrarea armamentului și mânuirea acestuia. Totodată, posesorii trebuie să fie atenți la respectarea prevederilor legale referitoare la termenele de prelungire a valabilității permisului de armă, schimbarea de domiciliu și radierea armelor. Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană care deține în mod legal arme ori muniție, au obligația ca în cazul în care deținătorul a decedat sau este declarat dispărut, să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție și să depună armele și munițiile respective la cel mai apropiat armurier în termen de 15 zile de la data decesului, ori după caz a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de declarare a dispariției. Este creator al fonografului, inventatorul sistemului telegrafic duplex, ori al bananului bec cu filament. În 1882 punea în funcțiune la New York prima centrală electrică care alimenta clădirile, iar din pachebotul Columbia făcea prima navă iluminată electrică. Realizările aparțin lui Thomas Edison, care a fost acuzat de atribuirea foloaselor de pe urma muncii altora. Tô.
Thomas Alva Edison, inventator american născut în Ohio pe 11 februarie 1847, a rămas omul cu destul de puțină școală, dar un autodidact care și-a păstrat credința în auto-îmbunătățire toată viața. De la telegraful duplex, cel care permitea transmiterea simultană pe același fir a două telegrame în sensuri diferite, realizarea anului 1872 și până la perfecționarea acumulatorului alcalin cu plăci de fier și nichel, Edison avea de descoperit, inventat și inovat o serie întreagă de lucruri. Fonograful, primul aparat de înregistrat și redat sunete, 1877, becul cu incandescență, 1880, prima centrală electrică care să alimenteze clădirile unui oraș, 1882, fenomenul de emisie termoelectrică, care îi poartă numele, 1883, primul aparat care putea reda imagini în mișcare, 1894. Lista ar putea continua și nu trebuie uitat proiectul pentru folosirea tracțiunii electrice pe calea ferată sau instalarea unei centrale electrice pe pachebotul transatlantic Columbia, lucru care făcea vasul să fie primul iluminat electric. Iată câteva imagini rare cu celebrul inovator și om de afaceri, care având un grad anumit de surzenie, reușea să lucreze și să se înțeleagă cu oamenii săi. Deși a avut destule invenții și inovații proprii, Thomas Edison nu s-a sfiat să se folosească de rezultatele muncii altora. Astfel, este cunoscut faptul că Edison nu s-a ținut de promisiunea către Tesla și nu i-a dat cei $50,000 promiși pentru rezolvarea de către Nikola a generatorului electric de pe nava Oregon. Și cu francezul Georges Méliès a intrat americanul în conflict după ce primul a terminat un film pe care vrea să-l vândă în Statele Unite. Oamenii lui Edison i-au furat o copie și intenționau difuzarea filmului. În fine, chiar o serie de invenții și idei ale tehnicienilor ce lucrau cu inventatorul și omul de afaceri american au fost parese însușite de realizatorul fonografului. Jurnalul continuă acum cu informațiile din sport. Bun găsit la știrile din sport. Astra Giurgiu a scăpat printre degete unul dintre cei mai promițători fotbaliști români. Vicecampioana a întârziat cu plata banilor pentru transferul lui Claudiu Bumba, iar ASEA Târgu Mureș îl revendică. Bumba a efectuat cantonamentul de iarnă la Astra și la echipa națională. Claudiu Bumba este prezentat ca un fotbalist cu mare potențial, fiind cooptat și de Anghel Iordănescu în lotul naționalei României pentru cantonamentul de iarnă. Astra Giurgiu ar fi dat lovitura cu aducerea jucătorului de 21 de ani, însă transferul a picat, anunță ASEA Târgu Mureș într-un comunicat de presă. Jucătorul Claudiu Bumba va reveni pe data de 15 februarie la ASEA Târgu Mureș, după încheierea stagiului de pregătire din Antalya al echipei naționale. Formația Astra Giurgiu nu a respectat clauzele contractuale stabilite între cele două părți. Se precizează în comunicatul postat pe site-ul clubului mureșean. Vicecampioana României ar fi avut de plătit 200.000 de euro pentru tânărul tricolor, iar termenul limită de plată a fost 2 februarie. Ioan Nicolae nu a achitat suma, iar mutarea nu s-a concretizat. Totuși, Bumba a semnat un contract și a efectuat cantonamentul din Antalya sub comanda lui Oleg Protasov. Mijlocașul chiar a înscris un gol pentru Astra în amicalul cu selecționata statului São Carlos. Când a venit la Astra, Bumba spera să nu zăbovească prea mult în lotul giurgiuvenilor. Astra este o rampă de lansare în carieră și nu îmi doresc să stau foarte mult aici. Se pare că Bumba nu se aștepta să o părăsească pe Astra chiar după mai puțin de o lună. Aflat în cantonament Parlamentul Naționalei României, selecționerul Anghel Iordănescu a avut cuvinte de laudă la adresa lui Bumba. Ne interesează în acest turneu să câștigăm câțiva jucători care pot veni cel puțin în lotul lărgit al primei noastre reprezentative și din acest punct de vedere chiar mă bucur pentru unii dintre ei, cum ar fi cazul lui Bumba. Fostul președinte al Astrei și actualmente la ASEA Târgu Mureș, Narcis Răducan a reușit performanța de a transfera același jucător de două ori. Răducan l-a adus pe Bumba la Astra și tot el a intermediat revenirea mijlocașului la ASEA Târgu Mureș. Astra
Giurgiu a mai transferat un jucător din fotbalul latin. Nuno Pinto este un fundaș stânga cotat la 800.000 de euro și va sta până în vară la Astra. Fundașul este al cincelea jucător vorbitor de limba portugheză din lotul vicecampioanei. După modelul CFR Cluj, Astra Giurgiu transferă jucători brazilieni și portughezi. Nuno Pinto este cel mai nou fotbalist care completează echipa pe care Oleg Protasov o antrenează. Jucătorul portughez de bandă stângă, Nuno Pinto, în vârstă de 28 de ani, a semnat un contract valabil până în vară cu Astra Giurgiu, cu opțiune de prelungire din partea clubului, după cum anunță chiar site-ul oficial al deținătoarei cupei și supercupei României. Nuno Pinto a jucat la 4 echipe înainte să ajungă în Liga 1: Boavista, Porto, Național Madeira din Portugalia, în Bulgaria la Levski Sofia și la Tavria Simferopol în Ucraina. Pinto a venit liber de contract la vicecampioana Ligii 1 după ce Tavria Simferopol, ultima echipă la care a jucat, s-a desființat. În cele 78 de meciuri la Național Madeira a punctat odată și a oferit 7 pase de gol. În Bulgaria la Levski a jucat 56 de meciuri, n-a marcat, dar a avut 10 asisturi. Nuno Pinto măsoară 1,73 m și este cotat în prezent la 800.000 de euro. Portughezul evoluează pe același post unde Junior Moraes s-a impus la Astra în ultimii 4 ani. Brazilianul joacă la Astra din 2011 și este cel mai constant jucător din lotul vicecampioanei, având 125 de partide în tricoul Astrei. Alături de Junior Moraes, William de Amorim, Celio Ferreira și João Zinho, Nuno Pinto este cel de-al cincilea vorbitor de limbă portugheză de la Astra Giurgiu. Sportivii secției de lupte de la CSM Dunărea Giurgiu au participat la Cupa orașului Bușteni și au obținut 4 medalii. Luna aceasta, secția împlinește un an de când a fost înființată în cadrul clubului. Antrenorul Florin Antonescu este mulțumit de sportiv și privește cu optimism viitorul luptelor greco-romane în Giurgiu. Sportivii secției de lupte greco-romane ai CSM Dunărea Giurgiu s-au întors victorioși de la Cupa orașului Bușteni, organizată weekendul trecut. 4 dintre luptătorii antrenați de Florin Antonescu au obținut 2 medalii de bronz, respectiv 2 de argint, la categoriile 26, 33 și 35 de kilograme. Nivelul de pregătire tehnico-tactică a sportivilor participanți la acest turneu cred că a fost un nivel foarte ridicat. Acest lucru a fost evidențiat de faptul că s-au înregistrat meciuri cu număr de puncte foarte mare. Vorbim de meci care s-a încheiat la un punctaj de 28-24. Acest lucru ne spune nouă antrenorilor că nivelul de pregătire tehnică al copiilor foarte tineri este foarte bun. La începutul anului, sportivii antrenați de Florin Antonescu au mai participat la Cupa Constantin Alexandru, organizată de Steaua București. În urma competiției s-a evidențiat, printre alții, sportivul Sebastian Iordache, care practic lupte doar de 3 luni. Povestește-ne câte puțin despre ultima competiție la care ai participat. M-am luptat cu un luptător de categoria mare, înalt. N-am reușit să-l bat, dar am prins experiență. Secția de lupte a clubului Dunărea Giurgiu împlinește luna aceasta un an de activitate. Până în prezent, aproximativ 50 de copii au ales să practice lupte libere sau lupte greco-romane în cadrul secției. În februarie anul acesta împlinim un an de când secția a fost afiliată la Federația Română de Lupte. Orice specialist, orice antrenor realist cu copiii lui își dă seama că într-un an nu se poate obține în alta performanță. Având în vedere că este vorba despre o secție relativ nouă, expansiunea este un obiectiv important. Eu invit pe toți tinerii din Giurgiu să meargă către un sport, indiferent care ar fi acesta. Dacă se vor gândi să vină la secția de lupte, în primul rând trebuie să știe că este un sport olimpic în care România are tradiție. Un lucru pe care vreau să-l spun este acela că în cadrul secției de lupte a Clubului Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu nu se percepe niciun fel de taxă. Niciun fel de taxă. Acestea au fost informațiile din sport. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune. La revedere! Iată acum și informațiile despre starea vremii pentru joi. Joi
vremea va deveni în general frumoasă, însă deși valorile termice vor crește ușor, va fi în continuare rece pe alocuri geroasă dimineața. Cerul va fi aproape senin în mare parte din țară și doar în primele ore ale zilei, în regiunile sud-estice, încă trenează norii ce lasă izolat fulguiel trecătoare. La Giurgiu, în zorii zilei de joi, este posibil să se formeze puțină ceață, dar apoi predomină soarele și nu se așteaptă precipitații. Vântul rămâne domol, așa că la amiază termometrele vor indica 3-5 grade normale pentru data din calendar. În aceste condiții, joi termometrele vor indica 5 grade la Mihăileș, Bolintin Vale, Ghimpați, Comana, Giurgiu și 3 grade Celsius la izvoarele și hotarele. Vântul va sufla cu o viteză de 12 km pe oră din direcția vest. Presiunea atmosferică va fi de 756 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 64%. Apele Dunării sunt în scădere cu 20-30 de centimetri, cota probabilă fiind 417 centimetri. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu de la 19.45. Puteți urmări emisiunea La Porțile Dorului, iar apoi Medicina în direct. Eu sunt Nicoleta Pană. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune!